Presa internațională anunță că un fost ofițer FSB și un membru al grupului Wagner au dezertat și au cerut azil în Franța. Se așteaptă ca aceștia să facă declarații despre leadership-ul din jurul lui Vladimir Putin, dar și despre crimele comise de către armata rusă în Ucraina. Rămâne de văzut dacă vom afla ceva sau dacă este doar o știre de moment care nu va avea impact la nivel internațional. Dar astăzi la Czech Media discutăm alături de Flavius Cabamaria, președinte MPI. Bună ziua, Flavius! Mulțumim pentru prezență! Bună ziua, mulțumesc! Și Cătălin Gomboș, jurnalist și scriitor. Salut, Cătălin! Îți mulțumim iarăși pentru prezență! Salut, mulțumesc de invitație! Doi buni cunoscători nu numai a situației din estul Europei, dar și a Orientului Mijlociu, pentru că încercăm să continuăm să conexăm cele două regiuni destul de importante la nivel internațional. Și aș vrea să începem, Cătălin Gomboș, să facem o scurtă radiografie a conflictului din Ucraina, acolo unde iată că armata rusă continuă să ne surprindă, să spunem într-un mod plăcut, pentru că înregistrează pierderi în contrapondere cu o ofensivă destul de relevantă, destul de puternică a armatei ucrainene. Care este analiza pe care tu o faci în momentul de față asupra situației din Ucraina? În primul rând, Rusia a pierdut dintr-un punct de vedere războiul. Mă refer la faptul că este aproape complet izolată internațional și nu văd cum va putea ieși cât timp durează regimul Putin din această izolare internațională. Și în al doilea rând că s-a spulberat acest mit pe care s-au chinuit de la războiul pierdut în Afganistan încoace și de când a venit Putin mai ales să-l facă. Mitul forței și puterii armatei ruse, o armată despre care ne tot spuneau că este modernizată, care are echipamente la nivelul celor NATO, care militar la fel de pregătiți ca cei ai NATO, și se vede din teren că atunci când se înfruntă cu o armată care rezistă, pentru că în prima parte, prima invazie a Ucrainei, armata ucraineană a avut foarte mulți strădători. Prima invazie a Ucrainei, te referi la cea din 2014, când au capturat anexarea peninsulei Crimeea, Crimeea cu omuleții verzi și acele forțe speciale. Dar se vede acum că nu se ridică nici măcar la nivelul unui adversar despre care își închipuiau că îl pot învinge în 3 zile. Cătălin, dar ce s-a schimbat de la nivelul anului 2014, atunci când nu numai că au anexat ilegal peninsula Crimeea, ci și au reușit să ocupe o parte importantă din Donbass, până în 2022, când iată armata rusă întâmpină o rezistență destul de puternică a ucrainenilor? S-a schimbat în primul rând armata ucraineană. Armata ucraineană care era construită pe model sovietic, care era coruptă, slab antrenată, nu foarte bine echipată, care era infiltrată de foarte mulți simpatizanți sau chiar agenți ai Rusiei, a reușit să se reformeze cu sprijinul Occidentului. Vedem o armată care este mult mai flexibilă, de exemplu, care se comportă după modelul recomandat de forțele NATO, în care ofițerii, chiar și la un nivel mult mai mic, au capacitate de decizie în teren, care nu are concentrări de-astea mari de trupe și știe să folosească foarte bine atât terenul, cât și echipamentul pe care îl are la dispoziție. Echipamentele aflate la dispoziția ucrainenilor, chiar dacă nu sunt încă la standardele NATO, totuși includ foarte multe arme, le-au dat numai Statele Unite, cred că se apropie de 20 de miliarde de dolari livrările de echipamente pe care le-au făcut. Comanda, ofițerii care comandă armata ucraineană sunt relativ tineri și au învățat și ei din Occident și sunt toate aceste elemente. În plus, armata rusă a fost mâncată de o serie de probleme care ies acum la iveală. Probleme pe achiziții și pe industria de apărare. Practic, avem de-a face cu o armată care, a cărei forță este în mare măsură pe hârtie și s-a văzut acum din modul haotic în care au coordonat acest război, din țintele, obiectivele mult prea mari, și-au închipuit că pot cu o armată relativă redusă, 200.000 de oameni, să treacă asemenea unui tăvăluc peste o țară foarte mare cum este Ucraina, oarecum după modelul armatelor Statelor Unite și aliate în Irak, când tot așa au înaintat foarte rapid într-un foarte război de tip Blitzkrieg. Regimul lui Saddam Hussein de la Bagdad. Flavius Cabamaria, acest eșec al armatei ruse din momentul de față, este unul care se va finaliza sau Rusia va reuși oarecum să întoarcă
în propriul său interes dinamica militară din Ucraina? Referindu-ne la această întrebare, e clar că Federația Rusă sau președintele Putin ce va încerca să încerce în perioada imediat următoare folosirea forțelor pe care le mobilizează, acel număr de militari rezerviși să-l transfere sau să-l dizloce în regiunile anexate prin votul care ilegal de anexare a celor patru regiuni. Într-adevăr, exact cum și sublinea colegul Cătălin Gomboș, armata Federației Ruse se poate observa că se confruntă cu anumite probleme interne structurale. Nu se așteptau probabil la o astfel de o armată să înfrunte o astfel de armată ucraineană puternică, mult mai bine poziționată în anumite momente în care evaluarea lor pe teren a lipsit să fie una pertinentă, pragmatică, referindu-mă la partea rusă. În ceea ce privește un alt aspect, e foarte mult de a intra în detaliu unde și cum vor folosi militarii ruși această tehnică pe care ei au spus întotdeauna că o au de un alt nivel tehnologic, și anume rachete de înaltă precizie, dacă vor mai fi folosite, dacă le vor mai folosi. Vom și câte observa, vor mai avea la dispoziție. Și cât timp vor mai avea la dispoziție. Dar e clar că Rusia nu trebuie subestimată, Rusia din punct de vedere al capacității sale de a duce un război de lungă durată, de uzură, de a intra într-un fel de conflict înghețat, ceea ce undeva, dacă va reuși din acest aspect Rusia să ajungă la un conflict înghețat, la un conflict de uzură, va fi în favoarea lor, pentru că această zonă o va securiza într-un anumit fel din punct de vedere al conflictului înghețat, lucrând în defavoarea părții ucrainiene. Deci timpul ar putea să fie aliatul Federației Ruse în momentul de față? Dacă este un element important, trebuie să le și permită ucrainenii să facă un conflict, să se transforme acest conflict într-unul înghețat. Pentru că ei au reușit în Republica Moldova, de exemplu, în Transnistria, Abhazia, Osetia de Sud, unde diferența de trupe și de forțe era mult prea mare. Au impus acolo un conflict înghețat. L-au impus la fel în Georgia, unde din nou forța Rusiei era covârșitoare. A fost o situație similară pentru că Ucraina încă își refăcea armata și nu avea capacitate de contraofensivă. În Donbas, însă, în acest moment, armata ucraineană vedem că este extrem de motivată, că primește echipamente din ce în ce mai performante și s-ar putea ca și dacă rușii își planifică să reziste în anumite zone, până la urmă să piardă. Vedem, de fapt, din septembrie încoace, că ucrainienii au lansat niște contraofensive spectaculoase, mutându-se dintr-o parte într-alta frontului, ba în est, ba în sud. Te rog, Flavius. Da, aici și va influența foarte mult cursul acțiunii și armamentul primit de o parte, cum ar fi cel pe care forțele ucrainene îl primește din partea statelor occidentale. Din partea statelor occidentale, diferite state atât din Uniunea Europeană, cât și Statele Unite, un rol Canada esențial în sprijinirea cu armament de înaltă precizie și tehnologie de ultimă oră. În partea cealaltă vedem Federația Rusă încearcă să folosească alte tipuri de armament pe care ar putea Federația Rusă să aducă armament? Au adus acele drone din Iran? Au adus acele drone din Iran de care sau le-au folosit sau le-au adus și vor mai aduce probabil pe baza contractelor cu partea iraniană. Acele drone iraniene, trebuie observat chestiunea că sunt destul de performante, unele dintre cele mai performante chiar din la nivel mondial, dronele iraniene. Dar nu este aici totuși un lucru la care ar trebui să ne mirăm? Iran, un stat izolat internațional, supus unui embargo destul de puternic începând cu anii 2000, a reușit să dezvolte capacități militare mult superioare, pe anumite paliere, ce-i drept, mult superioare cele ale Federației Ruse, de care cu toții ne așteptam să fie una dintre cele mai puternice armate ale lumii. Nu știu cât de superioare sunt. Vorbim de niște drone sinucigași. Ai luat cu o telecomandă drona respectivă și lovește un punct. Deci totuși, Federația Rusă nu este tehnologie de vârf asta. Nu dispune de asemenea capacități în momentul de față. Nu au arme inteligente rușii sau nu mai au sau au mult mai puține. O problemă fiind, cum ai menționat de altfel mai departe, și stocurile. Mai ales că acum embargoul se aplică pe anumite componente cheie, anumite exact. Puteri, practic, Federația Rusă
Și nu mai au cum să le fabrice. Nu are autonomia, dar și produce... Ori ucrainenii primesc exact această muniție inteligentă și vedem diferența. Ucrainenii cu o baterie de tunuri sau cu câteva lovituri distrug un obiectiv. Rușii folosesc aceeași metodă și aceeași tehnologie ca în al doilea război mondial, când distrug un întreg oraș și nu neapărat nimeresc punctele de rezistență militară. Cred că putem vedea cum este percepută Federația Rusă la nivel internațional și prin modul în care alți lideri importanți, relevanți, se raportează în relația cu Vladimir Putin. Dar până să discutăm acest subiect, vă propun să urmărim un scurt material video. Pentru a treia oară, Vladimir Putin a fost lăsat să aștepte. Dictatorul de la Kremlin a stat degeaba mai bine de 2 minute până când a apărut și Recep Erdogan. Deși a încercat să pară relaxat, gesturile l-au trădat pe Putin. Tiranul rus s-a învârtit de mai multe ori și a răsfoit notițele și a stat de vorbă cu cei din staful său. După ce l-a fiert la foc mic, Erdogan a apărut în sală și a dat mâna cu Putin. Președintele turc a ținut din nou să-l umilească pe dictatorul de la Kremlin pentru conflictul mai vechi avut cu acesta. Cei doi au participat în Kazahstan la un summit numit Conferința privind interacțiunea și măsurile de consolidare a încrederii în Asia. În așteptarea întâlnirii cu Putin, Recep Erdogan a jucat ping-pong cu președintele Kazahstanului. Putin și Erdogan vor discuta despre situația din Ucraina și despre dorința Turciei de a media negocierile dintre Kremlin și Occident. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, spunea la începutul săptămânii că Rusia nu a primit niciun semnal privind perspectivele unor negocieri cu Occidentul în Turcia, dar nu exclude ca Putin să discute acest lucru cu Erdogan. Marți, Sergei Lavrov declara că Putin va analiza posibilitatea unei întâlniri cu președintele american Joe Biden la summitul G20. Recep Erdogan a avut în ultimul timp numeroase discuții cu Putin. De fiecare dată, președintele turc l-a umilit pe dictatorul rus după ce l-a făcut să îl aștepte. La ultima discuție de la Teheran, Erdogan l-a pus din nou pe Putin într-o postură de inferioritate, o poză în care liderul de la Ankara îi vorbește dintr-un fotoliu lui Putin înghesuit pe o canapea devenit virală. Tot atunci, președintele turc l-a somat pe dictator să dea înapoi teritoriile luate ilegal de la Ucraina, inclusiv Crimea. If a peace is going to be established in Ukraine, of course the returning of the land that was invaded will become really important. The lands which were invaded will be returned to Ukraine. Should Russia be allowed to keep Crimea? Since 2014, we have been talking to my dear friend Putin about this, and this is what we have requested from him. We asked him to return Crimea to its rightful owners. Flavius Cabamaria, nu s-a așteptat nimeni în urmă cu 3-4 ani de zile ca Vladimir Putin să fie lăsat de 3 ori, într-un timp atât de scurt, într-o anexă, să aștepte un alt lider important, cum este cazul lui Recep Tayyip Erdogan. Ce spune acest lucru despre modul în care este privit Vladimir Putin? Bun. Acum trebuie să trecem, să revenim la acea izolare, complet izolare a președintelui Putin, de care menționa și colegul Cătălin Gomboș anterior, și anume faptul că, din perspectiva mea, Putin nu pot să spun că este complet izolat, e frecventabil totuși de anumiți lideri arabi, în special din zona Golfului, a participat la o serie de summituri în zona Asiei, ceea ce e important la acest summit de la Astana, pentru prima dată cred că media internațională a oferit un spațiu atât de larg acestui summit, CICA, prescurtat, exact. Da, CICA, fiind al 6-lea summit, dar ce este interesant la acest summit, e pe lângă întâlnirea cu președintele Erdogan, Putin a avut discuție și cu emirul Qatarului și tot la acest summit a avut loc o transformare dintr-un format de summit într-o organizație de sine stătătoare, o organizație în Asia unde înglobează liderii din a 27 de state, anterior au fost din Asia, dar numai liderii statelor din Asiei, la care s-a adăugat acum un alt stat din zona Golfului și anume Kuveitul. Deci aceste formate sau instituții care încep să prindă contur în zona Asiei, Organizația de Cooperare de la Shanghai, menționată anterior, BRICS-ul, acest CICA și alte formate, cum putem vedea așa nume că se conturează o, vrem sau nu vrem, o zonă multipolară, adică există un cerc
în care, în zona căruia se mișcă, se gravitează alte lucruri. Adică s-au întâlnit, de exemplu, în Astana, liderii unor state din zona Asiei să discute probleme din Asia, dar în oglindă, în același timp, la Bruxelles, a avut loc o întâlnire a reprezentanților NATO. Deci, lucrurile au fost abordate din diferite perspective. Bineînțeles, acum, dacă ne referim la relația Erdogan-Putin și cine cum are nevoie de el, probabil că aici, cred că ambii au undeva nevoie unul de altul, dar cu o mică nuanță. O mică nuanță, și anume relația Turcia-Rusia este una asimetrică, cu un mic avantaj al Rusiei, evidențez eu, chiar dacă noi spunem în acest moment că va avea nevoie Putin mai mult de Erdogan pe acel hub energetic de care vorbea toată lumea, dar acel hub energetic de care se vorbește actual, trebuie să ne întoarcem în 2016, participând direct la Forumul Mondial pe Energie, în 2016 la Istanbul. Am fost parte când s-a discutat despre intenția ca Turcia să devină un hub energetic pentru... Da, este un proiect mai vechi și este o ambiție a lui Recep Tayyip Erdogan. Și a fost discutat atunci tot cu președintele Putin. Exact. Ni se arătură prin telefon generalul în rezervă Virgil Bărăceanu, președintele AORR. Bună ziua, domnule general! Bună ziua! Excelență, generalii și experți militari occidentali vorbesc chiar despre faptul că Vladimir Putin ar putea să piardă acest război în Ucraina până la Crăciun. Este un scenariu prea, să spunem, prea îmbucurător, dar nu realist? Este idealist. Cum să piardă războiul până în decembrie? Exact, la asta ne gândeam și noi. A pierde războiul înseamnă a pierde teritoriile cucerite. Exact. Am făcut un calcul, nu știu cât de exact sunt, am sumat suprafețele oblasturilor Herson, Zaporojie, Donetsk, Lugansk, ajungem la ceva peste 80.000 de kilometri pătrați, adăugăm Crimea cu peste 20.000 de kilometri pătrați, un teritoriu de aproape sau peste 100.000 de kilometri pătrați. Admirabil contraofensiva ucrainienilor, dar au reușit să elibereze în aproape 2 luni de contraofensivă în est și în sud, chiar luându-i prin surprindere pe ruși în zona de sud, în partea de est, pardon, aproape 5.000 de kilometri pătrați. Deci numai o referire la o comparație a zonelor cucerite de către ruși și a celor eliberate de către ucrainieni ne duce cu gândul că războiul va fi un război de lungă durată. Va depinde foarte mult de ceea ce își propun rușii ca teritorii. Să sperăm că pentru ei teritoriile sunt cele 4 regiuni incorporate la care am adăugat, nu cred că au renunțat, Donetsk în întregime. Asta înseamnă cucerirea pungii Donbasului, un lucru foarte dificil pentru armata rusă. Rezistența ucrainiană este foarte puternică, dar plec de la ideea că vor continua acțiunile ofensive concomitent cu întărirea apărării în Herson și în Zaporojie. Interesant este că în ultimul discurs, cred că de la Astana lui Putin, apare ideea unei posibile retrageri, favorizând între ghilimele posibile viitoare discuții de pace din Herson, de pe malul drept al Niprului. Și din punctul meu de vedere ar avea o logică. Au nevoie de un obstacol puternic, așa cum este Nipru, cel puțin până la Kramatorsk, cel puțin dacă nu la Enerhodar, unde este centrala nucleară, care să reprezinte pentru Federația Rusă, pentru teritoriile incorporate ilegal, specific cele două regiuni, Herson și Zaporojie, un obstacol puternic pentru a trece la o apărare consolidată. Vorbesc de o apărare consolidată pentru că vor începe să introducă în invazie pe ambele componente, apărare și ofensivă, forțele nou create, mai slabe calitativ, dar vor fi mai importante cantitativ prin mobilizarea parțială, ceea ce creează o problemă destul de serioasă ucrainienilor ca raport de forțe.
nu va fi raportul de forțe numeric, strict numeric favorabil rușilor, dar va fi favorabil acțiunilor viitoare ale rușilor, pentru că vor ajunge la cel puțin o dublare a grupurilor de luptă. Creează probleme mai dificile dezvoltării contraofensivei ucrainiene. Ne așteptăm ca această contraofensivă să-și mențină ritmul relativ bun până la introducerea în o invazie a forțelor nou înființate prin mobilizarea parțială, cel mai probabil începând cu luna noiembrie. Iată de ce lucrurile nu pot fi trimise către decembrie. Putem să spunem că este exclus. Lucrurile, dacă vor rezista și vor rezista ucrainienii în punga Donbasului, vom vorbi de război clasic, repet, de război clasic și în următoarea jumătate a anului. Cu acea probabilitate ca acest război să se încheie, dincolo de aceste discuții extrem de fragile pentru posibile discuții, iertați-mi jocul de cuvinte, de pace, că nu vor fi negocieri, această încercare a lui Erdogan, cel mai probabil vom asista la un conflict înghețat, deschis, extins, că va cuprinde o zonă foarte importantă, unde forțe militare foarte importante vor fi masate. În mod sigur, rușii vor rămâne o perioadă de timp în aceste regiuni, da, ca să treacă la o apărare militară consolidată, iar ucrainienii vor încerca, într-un moment favorabil, să reia contraofensiva pentru eliberarea acestor teritorii. Oricum, și cu asta închei, o asemenea paradigmă a luptei armate ne duce cu gândul că este aproape imposibil, adică nu că este aproape imposibil, ar fi total nejustificat în aceste condiții să se folosească armele de nimicire masă, respectiv arma nucleară tactică. Domnule general, o ultimă întrebare. Facem trimite la un alt general celebru, Ben Hodges, care spune că regiunea Kherson este cea mai importantă în momentul de față din punct de vedere tactic, pentru că din acea regiune, folosind rachetele HIMARS, Ucraina ar putea inclusiv să recucerească peninsula Crimeea. Și iarăși vă întreb, cât de realist este acest scenariu în momentul de față? Eu îl admir foarte mult pe generalul Hodges. Este un expert militar de prim rang, cunoaște foarte bine Europa, a fost comandant al trupelor aliate din Europa, cunoaște foarte bine România, vizitează România foarte des. Însă Hersonul este foarte important să fie recucerit, în mod specific malul drept al Niprului, pentru a înlătura prezența rusă din acest cap de pod extins care cuprinde și capitala Herson. De ce? Existând un cap de pod pe malul drept al Niprului, într-o etapă mult mai îndelungată, nu atât de apropiată, Rusia poate să gândească deschiderea unei noi direcții operative înspre Mykolaiv, Odessa. Într-un speech al lui Putin a menționat Novorossia. Exact. Novorossia nu este întreagă. Îi lipsește partea de sud-vest, care la un moment dat cuprindea, dacă nu mă înșel eu, și Bugeacu, chiar și Transnistria. Iată de ce prezența rusească pe malul drept al Niprului nu este de bun augur, inclusiv pentru ceea ce gândim noi, nu amenințare directă la adresa României, dar o apropiere a Rusiei de gurile Dunării. Și acesta este un lucru care trebuie să fie foarte bine analizat de către noi. HIMARS-urile sunt veritabile, dar nu pot să ajungă până în Crimeea, pentru că n-au rachetele ATACMS. Dacă vor fi dotate cu aceste rachete, atunci vor putea să atingă obiective și din Crimeea. Ucrainienii au lovit Crimeea, bazele aeriene, fie prin acțiuni comando, forțe, operații speciale și elemente de insurgență, luptă de gherilă, dar le-au lovit, se pare, cu propriile lor rachete, HRIM-2 Grot, care au o bătaie de peste 200 și de kilometri. Nu au în dotare rachete occidentale care să bată la o adâncime mai mare de 70 de kilometri. Este absolut insuficient.
este eficient pentru spațiu tactic, pentru dereglarea comenzii și controlului, pentru lovire logistică, pentru apărare, dar nici de cum pentru acțiuni ofensive, unde ai nevoie de o capacitate de lovire nu numai la contact pe direcțiile principale de ofensivă, dar mai ales în adâncimi, chiar în adâncimi mari. Domnule general, vă mulțumim pentru intervenția telefonică și pentru faptul că sunteți mereu alături de noi atunci când avem nevoie. Ne reîntoarcem alături de Cătălin Gombu și Flavius Cabamaria. Cătălin, vorbeam aici în platou înainte de intervenția domnului general despre acest multipolarism care încearcă să se dezvolte la nivel internațional. Totuși, BRICS, grupul de la Shanghai, sunt organizații de succes și pentru că nu și-au impus mari așteptări și realizări până acum. Da, deci cel puțin în acest moment eu nu cred că au o forță prea mare aceste organizații. Singura care s-a văzut că are forță și poate să facă ceva și să dea peste cap este OPEC Plus. Exact. Grupul statelor producătoare de petrol. Rusia și cei nealiniați până acum. Dar altfel, formule din acestea în care diferite grupuri de state din afara marilor blocuri, cum era pe vremuri blocul sovietic și blocul occidental, a mai avut chiar enormul grup al țărilor nealiniate, care nu a făcut foarte multe, deși erau unele state relativ puternice și cu ambiții foarte mari în cadrul lor. Sigur că se încearcă o alternativă. Probabil, cu asta sunt de acord, la un moment dat s-ar putea să se și creeze această alternativă, dar în acest moment Occidentul cu cei doi mari poli ai săi, Statele Unite și Europa, și am putea să-i adăugăm și pe cei din zona Asia-Pacific. Sunt acolo actori precum Japonia, Corea de Sud. Exact, mi se pare mult prea puternic din punct de vedere economic, din punct de vedere militar. Și în plus avem ambițiile, toate aceste țări sau grupuri de țări sunt ele însele ambițioase, deci nu le văd foarte interesate să coopereze, mai degrabă interesate să domine, să devină ele superputere, cum este cazul cel mai clar al Chinei, dar ambiții de genul ăsta regionale sau chiar globale putem vedea și în zona Golfului. Avem cel puțin trei țări acolo cu astfel de ambiții, mă refer la, și care au avut acțiuni în acest sens, mă refer la Arabia Saudită, Iran, dincolo, mă referam la partea arabă a Golfului, Qatar și Golfului. Emiratele Arabe. Ok. Flavius, să rog. Da. Referitor la această mișcare de OPEC Plus și ce decizii s-au luat odată. Pare că statele arabe, dacă îmi permis să te întrerup puțin, fac în momentul de față jocul lui Vladimir Putin prin scăderea producției de petrol. Într-un fel putem spune da și într-un fel putem să spunem nu. Adică e undeva la jumătate această analiză, și anume, primul punct, OPEC, statele OPEC. E o structură fără și OPEC Plus, da? Întâi vorbim de OPEC. Sunt niște state care nu sunt foarte disciplinate de-a lungul timpului, istoricește vorbind, da? Nu presupun anumite rigurozitate și în stabilirea, în respectarea deciziilor neapărat de reducere sau de creștere a producției. Din punct de vedere al celorlalte, această îngrijorare de 2 milioane de barili pe care se preconizează că va fi redusă producția de petrol începând cu luna noiembrie, în fond, cum a anunțat și ministrul petrolului saudit, da? Abdulaziz bin Salman, a menționat undeva s-ar putea să fie cam 1,1 milioane de barili pe zi. De ce? Pentru că a existat un plan de creștere a producției de petrol în acest an cu 400.000 de barili pe zi eșalonat. Acesta nu a fost îndeplinit, acest plan, de către toate statele, de întreaga organizație. Că noi vorbim de, să zic, întreaga organizație, dar oricum, în cadrul OPEC, trecând și OPEC Plus, bine, în OPEC Plus cel mai relevant e să zic, Rusia din plusul acesta de state ce discutam. În cadrul OPEC-ului vorbim de Arabia Saudită, cea mai mare producție, Emiratele Arabe, Irak, Emiratele Arabe Unite, Kuwait, Iran. Fiecare trebuie luat
în mod diferit de abordat. Deci această reducere a lor nu știu cât neapărat va influența la nivel mondial, dar cu siguranță ce influență va avea, avea influență în relaționarea dintre Statele Unite și partenerii săi din Golf, din Golful a Statelor Arabe, cum am menționat. Și dacă vedem aici, undeva are legătură și cu noua strategie de securitate a Statelor Unite, în care abordarea față de zona Orientului Mijlociu e puțin diferită față de ceea ce a fost anterior, adică prin acele consolidări de parteneriate și alianțe cu statele considerate parteneri. Spre deosebire de țările acestea arabe, noi suntem disciplinați și luăm o scurtă pauză publicitară. Ne-am reîntors la CEC Media, Flavius Cabamaria și Cătălin Gomboș alături de noi. Flavius, apare un nou actor care încearcă să medieze această legătură între Kiev și Moscova. Este vorba despre Emiratele Arabe Unite, țara tot mai menționată, inclusiv la Moscova, despre rolul pe care l-ar putea juca în aceste negocieri. Da, putem observa săptămâna aceasta a avut loc vizita la Sankt Petersburg a emirului Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed, cu cel puțin două, trei aspecte importante pe agenda discuțiilor. Odată situația regională și a doua și capacitatea de a fi și a oferi disponibilitatea, bineînțeles, de mediere a acestui conflict dintre Ucraina și Rusia, dar în subsidiar, cel puțin nu a fost promovat de media, a fost ideea de discuții despre reconstrucția Siria, adică și ceea ce se întâmplă în subsidiar în Siria. Medierea pe care dorește, în care dorește să fie implicat sau să se implice emirul Emiratelor Arabe Unite vine în contextul în care și Turcia și Arabia Saudită încearcă să contribuie la o mediere a acestui conflict. Deci undeva vom vedea aproape trei mari actori care doresc să se implice în această mediere a conflictului. Observăm că toți cei trei mari actori, da, chiar dacă vorbim numai de Emiratele Arabe Unite și aici de vizita emirului, trebuie văzut în felul următor. Toate cele trei sunt state care nu au achesat sancțiunilor. Da? Cele două state sunt jucătoare pe piața petrolului. Cele două state arabe. Cele două state arabe sunt jucătoare pe piața petrolului din format OPEC, OPEC Plus, iar Turcia, vorbim de acea relație specială pe zona energetică, despre hub-ul energetic de care vorbeam. Deci toate cele trei state au anumite interese, atât în unele zone, interese și încearcă similare, să ducă și o interese externă pragmatică. Da, interese similare, dar în același timp și obiective diferite pe alte spații. Vedem această apropiere, da, în care Emiratele Arabe Unite, chiar la începutul conflictului, știm că s-a abținut în votul de la Consiliul de Securitate al ONU, fiind membru nepermanent. Bine, ulterior și-a revizuit poziția. Ara anterior, adică la ultimul vot de la Națiunile Unite, la fel a votat împotriva anexării celor patru provincii, dar în același timp este un jucător care se dorește să fie important în zona Orientului Mijlociu, Emiratele Arabe Unite. Cătălin Gomboș, mă uit la acești negociatori internaționali, în special la Recep Tayyip Erdoğan, și vorbesc despre ajungerea la un consens între Moscova și Kiev, dar de retrocedarea sau de recuperarea întregului teritoriu pe care Ucraina l-avea la începutul anilor 90, inclusiv peninsula Crimea. Da, Erdoğan n-are cum să este prins cumva între ciocană și nicovală. Pe de o parte, dincolo de hub-ul energetic, interesele Turciei față de Rusia sau dependența Turciei față de Rusia este mult mai mare. Rușile exportă gaz turcilor, rușile fac o centrală nucleară. Turismul Turciei depinde în mare măsură de turiștii ruși. Deci e vorba de foarte mulți bani într-o situație complicată pentru economia Turciei, care se afundă tot mai mult în criză. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, știm că Erdoğan a lansat o politică de asta neo-otomană, care are și o latură pan-turcă. Are relații bune și a susținut și susține în continuare Azerbaidjanul, inclusiv militar pan-turcă și pan-islamică, să merg în paralel astea.
Iar aici este vorba de comunitatea tătarilor din Crimea. Din Crimea, exact. Față de care Turcia a zis tot timpul că are anumite responsabilități, o comunitate care a fost ținta discriminărilor de când Crimea a fost ocupată de Rusia din 2014. Și în al treilea rând este și factorul occidental, pentru că Turcia, oricât ar zice Erdogan și oricât de belicos ar arăta față de Occident, însă și-a moderat mult pozițiile acum că s-a amplificat criza economică, are nevoie de Occident și de banii acestuia, astfel încât nu poate să facă, oricâte gaze ar avea rușii, nu poate să facă jocul lor, în același timp nu poate să facă nici jocul celorlalți. Și ar mai fi un aspect aici, în completarea ce discutați voi mai devreme. Turcia, să ne amintim că este în competiție cu aceste state din Golf, în competiție directă în Libia, a fost și în Siria, pentru că Turcia este aliată în primul rând cu Qatarul, care Qatar i-a cam deranjat pe celelalte state din Golf, această conexiune. I-au și impus la un moment dat un embargo împreună cu aliații lor din regiune. Exact. Această conexiune este interesantă între Partidul Justiției și Dezvoltare de la Ankara și Frăția Musulmană din Orientul Mijlociu, care deranjează în speț Arabia Saudită, Bahrain și celelalte state din Golf, cu excepția Qatarului, care sprijină și găzduiește cei mai importanți lideri ai Frăției Musulmane. Am vorbit despre Siria, Flavius, iar tu ai vizitat nu de puține ori în ultima perioadă această țară. Interesele Turciei în Siria sunt legate totodată de nevoia de a avea o relație bună cu Federația Rusă. Cum privim situația din Siria în momentul de față? Pentru că știm foarte bine că Recep Tayyip Erdoğan atât a anunțat că dorește să aibă o intervenție în nordul Siriei, acolo unde sunt probleme de securitate națională pentru Turcia, cel puțin așa justifică Ankara, legăturile dintre grupările kurde din ce în ce mai puternice. Acest subiect, Siria, reprezintă acel punct de care discutam și anterior, nu neapărat disensiune, poziții divergente, puțin divergente față de Rusia pe un anumit spațiu, și anume particular, acum vorbim Siria. Trebuie amintit faptul că președintele Erdoğan, într-un fel, se află în campanie electorală, indirect spus, având nevoie de o câștigare de popularitate. Foarte important pentru el, confruntându-se, după cum și discutam, de anumite aspecte de provocări economice pe plan intern, dar și o presiune din partea opoziției privind refugiații sirieni. Deci are câteva probleme de rezolvat în perioada imediat următoare pentru a-și asigura nou mandat de anul viitor. De aceea și dialogul cu președintele Putin de a interveni ca mediator este foarte important pentru el, pentru a își securiza voturile necesare pentru a fi reales. De ce? Comparativ cu președintele Putin, președintele Erdoğan are nevoie de voturi. În Turcia, totuși, există acest mecanism al voturilor de spălare. Există este un regim autoritar cu valențe democratice în care opoziția politică totuși are propria șansă de a câștiga alegerile. Da, deci am văzut și în Istanbul, da, cine a câștigat alegerile. Și nu numai Istanbul, Izmir, Ankara, orașe sunt de relevante. De exemplu, ca oraș foarte important, adică cel mai important, pot să spun așa, din Turcia, Istanbulul. Cine a câștigat alegerile? Opoziția lui. Da. Deci există totuși, în schimb, în Rusia, dacă vorbim de președintele Putin, aici merge pe o mână foarte securitară, fost ofițer KGB, deci o altă abordare de securizare a conducerii. Bun, revenind în aspectul pe planul sirian, despre ce vorbim în special în acest context al alegerilor, și anume există și anume speculații că au reloc un dialog între partea turcă și partea siriană. Pe anumite Între Erdoğan și regimul lui Bashar al-Assad. S-ar putea încă, da, dar încă nu au fost efectiv la nivel de președinți. Am putea asista, la începutul anului viitor sau în perioada imediat următoare, un astfel de, un contact mai, la un nivel mai ridicat. Nu știm dacă va fi chiar la nivel de președinte, dar această un fel de normalizare a relației cu Siria este foarte important pentru Erdoğan, pentru securizarea voturilor. Pentru că vorbim de normalizare aici la nivelul relațiilor internaționale. Cătălin Comboș, relația între Iran și Federația Rusă în contextul războiului din Siria, aș vrea să o înțelegem puțin. Iran nu recunoaște anexarea peninsulei Crimea, nu recunoaște ocuparea acestor teritorii de către Federația Rusă și este de înțeles pentru că
politica pe care o am în momentul de față se pliază cu narativul și cu ideologia Revoluției Islamice, care cer plecarea flotei americane din Golful Persic și o independență totală a statelor din regiune. Pe de altă parte, conlucrează foarte bine atunci când este vorba de a vinde armament Federației Ruse. Cum este relația și cum putem să înțelegem această conexiune între Teheran și Moscova? Sunt două țări care, pe diferite dosare, au avut interese comune. Iranul, bineînțeles, că este interesat să aibă un sprijin și din partea Rusiei, pentru că este membru al Consiliului de Securitate al ONU și contează acest lucru. Este o putere nucleară, inclusiv pe partea nucleară civilă, acum lăsăm la o parte armamentul nuclear. Și acolo, și Iranul este, nu în ultimul rând, și foarte important acest aspect, este o țară și ea izolată și supusă unui embargo de ani de zile. Și atunci e iar o grupare, să spunem așa, a țărilor nealiniate. Dar asta nu înseamnă că interesele lor coincidă peste tot, și nici măcar în Siria, unde au avut interesul comun să mențină regimul lui Bashar al-Assad, nu au coincis până la capăt interesele lor, inclusiv în ceea ce privește, de exemplu, relația cu Israelul, care este mult mai bună dinspre Moscova, chiar fără probleme, în timp ce Iranul practic se confruntă în Siria și în Liban, unde sunt prezenți și ruși, în Siria mă refer, se confruntă practic cu Israelul. Vedem tot timpul, au fost de când a început acest război, probabil sute de astfel de incidente când israelienii au împins în spate forțele iraniene prin aceste atacuri aeriene mai mult neasumate, dar se știe clar. Niciodată n-a fost un incident care să implice și forțele ruse, deși aviația rusă zboară în Siria, antieriana rusă este prezentă acolo. A vorbit despre Israel, Flaviu, și este un stat extrem de relevant în Orientul Mijlociu, care a încercat să medieze legăturile dintre Ucraina și Federația Rusă. Au apărut tensiuni după aceea pe axa Rusia-Israel. Tocmai în încercarea de a menține buna relație pe care o au cu Federația Rusă și a-și menține propriul spațiu de securitate, israelienii au trecut într-un plan secund sau chiar marginal în aceste negocieri pe care au încercat să le facă la început? Bun, trebuie să vedem poziția Israelului în acest conflict. Ea încearcă într-adevăr să fie, am zis de mediere, dar undeva încearcă, în opinia mea, poziția lor cea mai bună e undeva să rămână fără a se implica într-o față de o parte sau de alta, să iasă undeva din această zonă de implicare directă. De ce? Ei au mai avut o experiență anterioară pe implicarea în anumite dosare. Astfel că cel mai util, probabil, odată cu prezența Rusiei în Siria, putem spune că Federația Rusă se află la partea de nord a Israelului, ceea ce este un vecin actualmente, indirect spun, foarte important în relaționarea cu Israelul. Deci, bineînțeles, Israelul are nevoie de conlucrare, dialog cu Federația Rusă pe partea, în ceea ce privește Siria, ceea ce se întâmplă în Siria. În prezent, Siria în general este inclusă în acțiunile din Federației Ruse în Siria, sunt incluse în doctrina lor militară, e cuprins ca punct strategic important, având baza Tartus pentru 49 de ani, da, luată în concesiune cu posibilitatea de prelungire încă 25 de ani, deci o prezență a Federația Rusă în Siria va fi una de lungă durată, fapt pentru care această relaționare Israel-Rusia trebuie să fie una foarte delicată și echilibrată în același timp. Da? Să încline balanța foarte mult înspre partea ucraineană, în defavoarea, e foarte dificil. Dificil pentru Israel. Te rog, Cătălin. Și mai este un element important. Există o comunitate importantă de israelieni care provin din Federația Rusă. Există niște legături. Și acest lucru face să existe și un lobby probabil destul de puternic din partea Federației Rusă la Tel Aviv? Cea mai mare diasporă, putem spune așa, în Israel, a celor veniți, e venită din spațiul fost sovietic, din Federația Rusă, cel mai mare număr. Deci, Federația Rusă, dar și din Ucraina. Bine, pentru că asta este problema Israelului, că
în mod natural, trebuie să fie aliat și este aliat cu democrațiile, fiind... Cătălin Gomboș, o declarație destul de recentă a lui Serghei Narușkin, șeful SVR, Serviciului de Informație Externă al Federației Ruse, spune că Rusia nu va fi marginalizată pentru 100 de ani și că odată cu încheierea conflictului din Ucraina, Rusia va reveni la masa dialogului cu Occidentul, pentru că Occidentul este foarte important pentru Federația Rusă și oricât de mult ar vrea să arate prin narativele lor, nu pot să-l marginalizeze. Crezi că va exista un dialog post-război în Ucraina între Occident și Rusia lui Vladimir Putin? Mă îndoiesc. Sau dacă va fi un dialog punctual, pragmatic. De tipul războiului rece? Dar nu o să-l mai vedem niciodată pe Putin stând cu mânecile suflecate la o bere cu un președinte american. Asta cu siguranță. Sau la o șuetă cu un cancelar, chiar și cu un cancelar german. Germania fiind una din țările europene care a avut o relație strânsă cu Rusia. Nici măcar așa nu cred că va mai fi, pentru că a mers mult prea departe Putin. Deci este un lider nefrecventabil de către democrațiile occidentale. Mai avem ultimul minut, Flavius, concluzii ale tale și aș vrea să știu punctul de vedere privind această relație între Putin și Occident, dacă mai poate fi una funcțională sau nu. În perioada imediat următoare, atâta timp când nu se va încheia conflictul, nu va fi una funcțională, e clar. Certitudinea o putem observa. Tabăra noastră occidentală este clar suport deplin în acțiunile Ucrainei, fără dialog cu Federația Rusă. Probabil post-conflict, da, vorbim post-conflict. Depinde dacă președintele Putin va rămâne la putere sau nu, în funcție de cum se vor repoziționa lucrurile și cine va conduce aceste medieri de încetare a focului, dacă Turcia sau alte state se vor implica. Dar să nu putem să fim, cum îi zice, precauți în analizarea situației de crearea unui pol, cum am zis, multipolar. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezență. Sunt Răzvan Munteanu, vă mulțumim că urmăriți Check Media. Rămâneți alături de B1 TV. Urmează știri cu Dan Gabor.